ați depășit firescul din duhovnicesc, între un om care consumă ieuri și nu putrezește și un sfânt care consumă și el ieuri și nu putrezește, pentru că și sfinții zilelor noastre mănâncă aceleași ieuri din piața agroalimentară. Deci singura diferență între cele două ieuri este următoarea: că ieurile celui sfânt fac minuni, au miros de bună mireasmă, tămăduiesc, izgonesc draci, vindecă de boli, fac semne și minuni, pe când mumiile celor care au mâncat ieuri, dar sunt spurcați și ticăloși, nu produc niciuna din aceste minuni mai presus de fire și nu au acele arătări și descoperiri cum a avut de pildă acel ales Gheorghe sau acel ales creștin din Valea Lomului, căruia i s-a arătat Sfântul Dimitri și a spus: de vei scoate trupul meu din apă, fiica ta va izbăvi de epilepsie. Sau când Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a pus peste ea un marinar, s-a arătat noaptea Sfânta Cuvioasă ca o fecioară cu cerul înconjurat, cu capul cu stele, și s-a arătat unei femei credincioase și a spus: ia spurcăciunea asta de pe mine, pentru că, zice, rău mă obosește. Și i-a spus: în momentul în care mă vei scoate, te vei vindeca. Deci și ea suferind de o boală, și s-a arătat și unui alt credincios, Gheorghe, mi se pare. Ei, în clipa în care au scos-o pe Sfânta Cuvioasă Parascheva cu moaștele întregi din nisipul mării, de unde era ea îngropată acolo la Constantinopol, la Epivata, iată că în clipa următoare au început să se facă minuni, au început să vindece și să se tămăduiască bolnavii. Acesta este semnul adevăratelor moaște. Că așa ne-ar fi foarte ușor să mergem să ne închinăm și la moaștele lui Stalin, la Mausoleul Roșu, deci în Kremlin, unde a fost mumificat și elogiat și pus în vid și conservat ca să rămână ca o veșnicie tatăl poporului rus pentru înțelepciunea care a adus-o. Dar este o diferență între moaște și mumii, pentru că și sarcofagele egiptene dețin mumii, numai că acelea nu și fac minuni și nu miroasa trandafir sau nu emană faceri de bine, cele care le emană moaștele sfinților. Dar singur eu mă rog direct lui Dumnezeu, dar dacă Apostolul Pavel a spus că sfinții sunt casnicii lui Dumnezeu, cu atât mai mult prin harisma unui sfânt îndrăzneala la Dumnezeu este mai mare. Și lucrul acesta s-a demonstrat prin ce? Prin îngerii pe care i-a trimis Dumnezeu ca puteri slujitoare de-a lungul Vechiului și Noului Testament, atunci când a vrut să îndrepte la dreapta credință sau să mijlocească calea mântuirii sau planul mântuirii prin oameni aleși. Ioachim și Ana au fost niște oameni aleși, Elisabeta și Zaharia, Ioan Botezătorul, Adam, Noe, Avram, Lot și așa mai departe. Deci fiecare a avut rostul și menirea lui, împăratul David și așa mai departe, au avut menirea lor în mersul și în cursorul mântuirii. Deci noi nu cinstim sfinții în locul lui Dumnezeu, ci îl cinstim pe Dumnezeu prin sfinții săi, că așa spune psalmistul David: minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeul lui Israel. Iar la Psalmul 82 spune așa: minunat este Dumnezeu întru cuvioșii lui și Dumnezeu între sfinți va judeca. Sfinții vor judeca lumea, evanghelistul Matei. În primul rând, mântuirea sufletului, scopul vieții creștine, deci mântuirea sufletului, scopul vieții creștine, și apoi îndeplinirea misiunii pământești de perpetuare pe mai departe ceea ce a spus Scriptura: creșteți, vă mulțiți, stăpâniți pământul și îl moșteniți pe el. Dragostea. Dar dacă noi îi dăm lui Dumnezeu dragostea, El ne dă Duhul care luminează și înaripează sufletul. Da, și pătimește omul pentru această boală, fie pentru o îndreptare, fie pentru o certare, sau fie că e o încercare din iubire. Dacă deschidem Sfânta Scriptură și ne uităm la dreptul Iov, care a fost îngăduit Satana să-l ispitească ca să-i arate Dumnezeul lui Satana că nu pentru că i-a dat avere îl cinstește, ci pentru că îl iubește cu adevărat, Iov a mers până la a-și rupe cămașa de pe el și a spune: Doamne, gol am ieșit din tine și gol mă voi duce. Și dacă a văzut Satana și această nemulțumire că nu cârtește, i-a dat lepră, acea boală care crapă pielea și curge sânge și se mănâncă omul până rămâne un schelet viu. Și Iov la un moment dat a suferit, dar în momentul în care n-a mai putut îndura suferința, nu s-a răzvrătit, ci i-a pus lui Dumnezeu o întrebare: Doamne, dar Tu ce faci, dormi? adică somn. Nu înțelegi? Nu-s Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu l-a vindecat. I-a dat iarăși averi, iarăși copii, iarăși putere, iarăși mărire și iarăși slavă. După cum spune și în cartea lui Iov, i-a spus clar, scoală-te, încinge-te și să stăm de vorbă. Deci îndrăzneala față de Dumnezeu. Cine a mai avut această îndrăzneală? Maica Domnului. Fie mie după cuvântul tău.